Bun găsit, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Culisele Justiției. Un invitat special astăzi este vorba despre judecătorul Mădălin Afrăsine, judecător la Tribunalul București. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, doamna judecător. Bună ziua, mulțumesc și de invitație. Important că ați ajuns la această emisiune. Poate lumea de acasă nu știe, judecătorii sunt foarte ocupați, au chiar sute de dosare pe care trebuie să le rezolve și cu asta vreau să încep. Meseria de judecător, ce înseamnă? Înseamnă întotdeauna ceilalți, niciodată tu. Pentru că să reușești să-ți faci profesia la un alt nivel înalt, trebuie să renunți la foarte multe lucruri lumești, cum îmi place mie să spun, de la viață privată, viață de familie. Ca o paranteză, eu n-am făcut un secret din a spune lucrul acesta. Băiatul meu spune că de fapt el s-a crescut singur, că nu am fost alături de el atunci când ar fi simțit nevoia să fiu alături. Mai de mult am făcut o filmare chiar în Tribunalul București, unde noastră aveți activitatea ca judecător, și am văzut vrafurile de dosare, enorm de multe dosare, și aveam informația acum câțiva ani că un judecător are sute de dosare de soluționat, de dat decizii, iar motivările trebuie gândite și poate nu este nici sărbători, nici vacanța de vară când alții pleacă în concediu. Judecătorul trebuie să-și motiveze soluție și este de durată ca să motivezi, chiar dacă dai o decizie într-un final. În general, judecătorii când își au concediu își au ca să redacteze, pentru că volumul de activitate este criminal, cu ghilimele de rigoare. Cel puțin Bucureștiul cred că excede celorlalte instanțe din țară. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este foarte multă competență exclusivă pe instanțele din București. Este vorba de acea competență teritorială alternativă. Eu, judecând în comercial, la noi lucrurile sunt puțin altfel decât în restul litigilor. Motiv pentru care foarte multă lume preferă să vină să se judece în București și nu în teritoriu. Complexitatea dosarelor, problemele de drept care se ridică, și pe bună dreptate, lumea evoluează, adică cumva erau, într-un fel, erau cauzele acum 14 ani, de exemplu, când am început eu să judec în comercial, și altfel sunt în prezent. Dar lucrurile acestea vin la pachet cu o limitare a timpului nostru. Și din păcate am ajuns în faza în care facem justiție la hectar. Adică dacă nu am avea încărcătura pe ședințele de judecată de 40, 50, 60, 80, sunt colegi din instanțele din București care știu că intră și costă 80 de dosare, ar însemna că termenul de judecată ar fi acordat undeva peste 4-5 ani. Ceea ce cred că se va și întâmpla, dată fiind politica, cu ghilimele de rigoare, politica marilor lideri, din nou cu ghilimele de rigoare, lideri, care au condus la epurarea acestei profesii. Da, este o epurare. Bun, ați atins punctul culminant din aceste zile. Am văzut, este hotărârea CSM-ului. Situația este una foarte gravă, pentru că am văzut deja Procurorul General anunță în fața plenului CSM, din 161 schemă, avem undeva la 60 și ceva de procurori, între care 28 pot să se pensioneze. La înalta curte situația la fel. Puteți să ne spuneți de Tribunalul București și ce știți dumneavoastră de la colegii dumneavoastră? Știu că avea la un moment dat o schemă de 220 de oameni, dacă nu mă înșel, și erau în activitate 160-170. Urmează să se pensioneze, evident, și alți colegi, și nici nu te mai poți supăra pe ei, pentru că aleg să plece din profesie în momentul în care au făcut 25 de ani de magistratură de scaun, pentru că nu se întrevede nimic bun în acest sens. Știți cam cum suntem în prezent? Eu când am intrat în profesie, am intrat în perioada când era în vigoare legea 92, pe 1992, legea organizării judecătorești. Și știam la acel moment că dacă aș opta, de exemplu, să ies la pensie la 20 de ani de vechime în magistratură, ieșeam cu o pensie diminuată. Ce făceam după aia este strict problema mea. Era problema mea. Profesia a tot fost reformată, cu ghilimele de rigoare, din rău în mai rău. Și în momentul actual vedem că acel finish spre care speram că ne îndreptăm, practic este mutat mai departe. Acea 100 de metri se transformă în 500 de metri, în 1000 de metri. Nimeni nedorind să se aplece cu adevărat asupra problemelor reale din justiție. Ce înseamnă probleme reale din justiție? Lipsă de personal, scheme neactualizate, volum de muncă care nu-ți permite
să faci această profesie la acel nivel, la acel standard la care tu, tu visai. O faci, pentru că asta este, eu nu o văd ca pe o profesie, întotdeauna am spus și elevilor, studenților de la drept, este o menire. Mulți chemați, da. puțin aleși. Tot din pasiune. Da, o faci din pasiune. Dar asta înseamnă că sacrifici exact ce am spus la începutul emisiunii, sacrifici orice altceva ca să poți să reușești să-ți faci profesia așa cum visezi tu. Ori în momentul în care toată lumea ne ia drept target, drept țintă, legislația se modifică funcție, nu știu, funcție de chefurile nu știu cui, tragi linie și te întreb, de ce aș mai sta într-o profesie care practic nu mi-oferă absolut nimic decât umilință, epuizare și de regulă ciclicitate în ceea ce privește luarea în ca și țintă atunci când apar știind activitatea unui magistrat ce înseamnă și programul îi se schimbă tot timpul, era să nu ajungeți la această emisiune, m-am și mirat că reușim să facem această emisiune. Niște date am nevoie de la dumneavoastră, măcar aproximativ. Oamenii de acasă poate nu știu, că tot vorbim și de pensiile magistraților. Câte sunt, poate câte persoane, câți magistrați sunt la pensie, câți sunt în activitate? Pentru că lumea are impresia că sunt atât de mulți, că nu sunt atât de mulți. Pentru că discutam și cu specialiști, ar fi undeva 0,0 ceva la sută dacă s-ar modifica acele pensii. Și știu că majoritatea magistraților nu sunt de acord ca pensia să fie mai mare, ca salariul și așa mai departe. Dar vedeți că și situația în care pensia a devenit mai mare decât indemnizația pe care noi o încasăm lunar, se datorează legiuitorului. Nu noi am făcut legea. Corect? Nu noi ne-am dat aceste pensii. Momentul în care au fost stabilite și au fost stabilite când, dacă vă mai aduceți aminte? Da, mi-aduc. Atunci când s-a pus problema aderării României la Uniunea Europeană, dacă nu mă șel, sau ceva de genul. Au fost niște reglementări ale Comisiei Europene care a spus că, domne, pentru o condiție, de preaderare, ca magistrații să se apropie de ceea ce se întâmplă la nivel european. Și au venit acest joc al legilor. Repet, legea nu o fac eu ca judecător. Bună, proastă, eu o aplic. Ca așa zice la Constituție. Ce a făcut legiuitorul român și să vii acum să spui tu, legiuitor cu râm mic, că șmecherii, nu știu ce șmecherii au făcut. Pentru că, domnul judecător, haideți să spunem și acest aspect. Tot timpul în spațiu public, oameni care habar nu au ce înseamnă magistratură, habar nu au ce înseamnă viața unui judecător sau unui procuror, ce înseamnă, ce riscuri sunt, ce obligații au, ce restricții au. Habar nu au, de faptul vin la televizor spunând și-au dat singuri. Chiar am avut un invitat zilele trecute care îmi spunea și-au dat ei singuri lor și a spus nu, corecție, politicul a dat, nu aveam cu cine să vorbesc, că și-au dat legi singuri. Explicați un pic, poate din drepturi acelea salariale ce s-a întâmplat, pentru că într-adevăr s-au judecat, au mers grup când li s-au tăiat anumite chestii. Normal că, știți legea, mai mulți judecători, mai mulți procurori au făcut acele procese colective. Nu chiar au fost colective, să știți că au fost colegi au fost care și colective. Au mers da, fost și, împreună, da. Au fost colegi care au mers să... Dar asta nu înseamnă că v-ați dat singuri nivelul unei pensii sau unui salariu. De ce? Pentru că eu am cerut să se respecte legea. Uh-huh. Lege pe care, repet, nu am dat-o eu. Ori în momentul în care legea nu se aplică, și în cazul meu, da, eu sunt plătită de la bugetul de stat. Asta este legea. Eu nu pot să fac nimic altceva astfel încât să-mi măresc venitul sau să cotizez, de exemplu, la o pensie privată. Pentru că singurul meu venit este această indemnizație rezultată din profesia pe care o fac. În momentul în care legea nu se aplică, nu ni s-a aplicat nouă judecătorilor, nu mă întrebați de ce. Pentru că la acel moment era bugetul la Ministerul Justiției. Ministerul Justiției niciodată când a fost problema de a da sau de a respecta legea. De fapt, aici este cheia problemei, de a respecta legea, de a o pune în aplicare, au spus duceți-vă și dați-ne în judecată și dacă instanța ne va obliga, atunci o să vă și dăm. Mi se pare jenant, eu putere judecătorească, eu putere în stat să mă duc să dau în judecată o altă putere, respectiv Ministerul Justiției care face parte din executiv și să-i cer să-mi respecte legea. Și să, exact cum o aplică în cazul celorlalți bugetari, să mi se aplice și mie. Bun, lumea este supărată pe noi și spun, domne, că v-ați dat singuri. Cine ar trebui să mă judece? Accesul liber la justiție este garantat și mie judecătorului. Și ce să vezi, au fost situații când am cerut anumite drepturi și nu mi s-au dat.
mi-au fost respinse. Da. Și asta ce înseamnă? Că trebuie să mă supăr pe judecător sau să spun, dar oruilalt de ce i-ai dat sau cum a interpretat în cazul oruilalt și în cazul spuneați noastră că sunt magistrații umiliți, lipsă de respect. Deja sunt câțiva ani în care ies politicienii la televizor și spun că magistrații au pensii nesimțite. Ei au dat aceste legi. E important ca omul de acasă să afle la salariul dumneavoastră cum cotizați la bugetul de stat. Era și discuția să vă faceți casa de pensii separat acum câțiva ani, pentru că se adună și la bugetul de stat din tot casa, activitatea justiției. Cam cum are apărarea națională, da, dacă nu mă înșel, are casă de pensii. Pentru că la salariul pe care îl aveți? Noi plătim exact ca toți ceilalți. De la asigurările de sănătate, asigurările, CAS-urile pentru asigurările sociale, deci absolut toate acele dări care, uh-huh, pe care le plătește orice angajat, le plătesc și eu. De ce contribuția mea la buget este mai mică în comparație cu ceilalți? Pentru că a fost o perioadă, cred că eram la facultate, când în justiție nu se plăteau acele contribuții către bugetul de stat. De ce? Că așa spunea legea. După care s-a modificat, uh-huh, legea și au spus nu, din acest moment vin și veți plăti și voi. Ceea ce s-a și întâmplat. Deci au fost venituri, acele cote mici către bugetul de stat? Pentru că indemnizațiile magistraților au fost de toată jena. Da. În 2001, când am intrat eu la Institutul Național al Magistraturii, era o bursă, se numea, era echivalentul unui salariu a unui judecător stagiar. Și aveam 3 milioane de lei, vechi, cum erau atunci. Păi erau cei din alte domenii, inclusiv din instituțiile statului, care câștigau mult mai bine decât noi. Nu am intrat... Și atunci au părăsit sistemul foarte mulți. S-au dus către alte categorii. Către avocatură, în general, să știți. S-au dus, vorbim de siguranța națională, zic eu, de statul de drept. Deja sunt aceste cifre luate în discuție de către Consiliul Superior al Magistraturii cu plecările care au avut loc și cu plecările care vor lua loc. Deja nu au fost ocupate. Mulți tineri nu au mai... Nu știu ce se întâmplă. Nu au mers către... Nu este o profesie. Așa? Nu mai sunt niște tineri care să intre în această meserie și cumva sunt parchete în țară, nu mai spun, probabil și instanțe trebuie să-mi spuneți dumneavoastră, care deja sunt blocate pentru că nu are cine, să instrumenteze dosare, să le soluționeze. Sunt instanțe care au pe schemă 5 oameni și efectiv în activitate sunt doar 2. Sunt instanțe unde din 15, cred că Târgoviște, dacă nu mă înșel, are pe schemă 15 oameni, sper să nu greșesc, și sunt în activitate 6 sau 7. Oamenii aceia lucrează pentru cei lipsă. Ci ce să vezi, din cei care sunt în activitate, unii se vor și pensiona. Și dată fiind, nu știu dacă se poate numi legea, aceea e bătaie de joc pe față, care circulă în media, propunerile făcute de coaliție sau nu știu de cine a făcut propunerile. Ultimele amendamente, amendamente este o bătaie de joc, motiv pentru care o să vedeți. Eu aștept cu maxim interes ședințele CSM-ului din iunie. Să vedem câți își vor depune cererea de pensie. Este o situație gravă, pentru că pare că politicul nu este interesat. Da, nu, foarte bine. Pentru că eu cred și că plus că această categorie a fost umilită, doamna judecător. Polițiștii, procurorii și judecătorii sunt cei care aplică legea într-o formă sau alta, cum prevede legea, într-o țară democratică cum este România, țară din Uniunea Europeană. Eu nu cred că în altă țară au fost atât de umiliți magistrații. Eu am întrebat la un moment dat tot o doamnă judecătoare de la înalta curte dacă vor sta de vorbă cu cei din afară, poate de la Comisia Europeană, forurile externe, să afle situația din țara noastră, ce se întâmplă în ultimii ani, că până la urmă și bat jocul asta și umilința asta, până la urmă erau niște pensii de serviciu. Că sunt de serviciu speciale. Să nu mai fie umilința asta din ultimii ani. Să tăiem, au pensii nesimțite și au dat singur aceste pensii. Bașca, nu mai discutăm, sunteți judecător activ, că și-au dat singur și politicienii doar pentru mandat două pensii foarte mari. Nu, sunteți judecător activ, dar vă întreb. Ce este de făcut? Eu nu cred că se va mai întâmpla ca în 2009 să punem pixul jos. Nu cred că mai cei tineri nu cred că sunt atât de de duri cum am fost noi în acea perioadă. Culmea că tot domnul Predoiu era atunci la butoane, ca să zic așa.
Probabil va trebui să ne conservăm noi din interior. Ce înseamnă asta? O normare a muncii, astfel încât să nu mai intrăm cu acel număr de dosare. Pentru că eu pot să înțeleg ca justițiabil că lumea se supără pe noi, că nu da. Motivăm. Și pe bună dreptate. Sunt oameni care așteaptă zeci de ani o soluție, îi înțeleg. Zeci de ani sau unii mor și nu au soluție. Este pe litigii acestea îi înțeleg perfect. E frustrant și pentru dar mine sistemul în sine este, da. Să vin să-i motivez o hotărâre judecătorească într-un an de zile. Eu am tot spus lucrul acesta și nu știu, parcă urlu așa în pustiu mai pe românește. Și am spus așa, degeaba soluționez eu un dosar într-o lună, două, trei, șase maxim, dacă motivarea vine peste un an, peste doi. Pentru că, exact ce vă spuneam la început, nu există timpul fizic necesar să poți să faci o astfel de motivare. Sunt dosare în comercial în care au 80, 90, 100, 200 de volume. Nu poți să vii să-i spui, având în vedere înscrisurile, ți-am respins acțiunea sau din potrivă ți-am admis acțiunea. Trebuie să explic omului clar de ce i-am dat, de ce nu i-am dat, de ce i-am dat în parte, de ce am respins celelalte apărări ale părții adverse și tot așa. Ori în momentul în care ai demotivat într-un an de zile, chiar m-am uitat pe statistica mea de anul trecut, au fost vreo 600 și ceva de hotărâri care mi-au venit la redactat, fără să iau în calcul încheierile de ședință, dosarele care se finalizează prin încheieri. Împărțiți 600 de dosare, de hotărâri, la 365 de zile, asta presupunând că 7 zile din 7 eu asta fac. Oamenii simpli nu înțeleg ce muncă de Sisif are un judecător. În ședința de judecată. Dacă înainte reușeam să văd o ședință de judecată de 60-70 de dosare într-o zi, acum nu mai mi-ajung 3 zile. Pentru că, repet, complexitatea cauzelor este fantastică. Nu pot să intru și să mă uit la avocat și să zic, hai, spune ce ai de spus și o să văd eu ce o să fac. Nu, pentru că omul ăla, inclusiv societatea comercială, când vine în fața mea și pune practic viața ei în mâinile mele. Eu dacă greșesc, îl pot trimite pe omul ăla, societatea omului pot să o trimit în faliment. Societatea are oameni angajați și uite așa intrăm într-un tăvălug care se mărește pe zi ce trece. Repet, ce este de făcut? Regândit din țâțâni sistemul. De la legislație, la scheme, la volum de activitate. Lucrul ăsta am spus și în 2009. Am fost câțiva naivi în 2009 care chiar am crezut că o să spargem avioane. Mai plastic vorbim. Nu s-a întâmplat nimic. În prezent, în 2020 și cam din 2022 a început nebunia, declinul ăsta în profesie, cu plecări masive la pensie, cu oameni care, repet, nici nu mă pot supăra pe ei, că nu vor să mai vină de la judecătorie să promoveze la tribunal, pentru că ritmul este infernal. Și știți, tragi linie la un moment dat și încerci să, nu știu, să spui o ordine în ceea ce a însemnat viața privată și ceea ce a însemnat viața profesională. Eu n-am făcut un secret din a spune lucrul ăsta. Aveți cuvântul meu, domnule, că la viața privată îmi dă cu minus. Și este frustrant. Adică copilul meu de ce ar fi altfel sau de ce ar trebui să aibă o altă viață decât a unui copil care să se bucure de copilărie. Nu-mi plâng de milă. Da, știu ce am ales când am venit în București. Știam la ce, care este cazuistica pe București. Dar nici nu mi-am imaginat că practic o să fiu legată de mâini și de picioare și doar pentru profesie și nimic altceva. Am vorbit cu factorii decidenți. Aveți impresia că ne ascultă cineva? Nu. De ce? Pentru că, uitați-vă, poate că sunt paranoică, nu știu. Uitați-vă că, în general, noi am fost scoși în față în două situații. Când bugetul a avut probleme, din vari motive, că nu s-au încasat bani suficienți la nou, s-au colectat bani suficienți la buget, că nu știu ce au făcut, dublat și de pandemie. Nu este treaba mea să investighez ce s-a întâmplat cu banii aruncați în timpul pandemiei. Ar fi bine dacă ar ajunge niște dosare în instanță. Și spun ca jurnalist. Și campaniile electorale. Având în vedere că anul viitor este an electoral cu 4 alegeri. Doamna judecător, dar este foarte ușor să muți atenția. Asta spuneți dumneavoastră că nu sunteți atentă tot timpul, poate, la ceea ce se întâmplă în mass media, dar eu pot să vă spun față de alte rânduri de alegeri, de când s-au terminat alegerile care au trecut până în prezent, discutăm de pensiile speciale, cum zic ei,
trebuie tăiate pensiile speciale. Unii au venit pe funcții pentru acest slogan. Da, dar, repet, pensia... Și lună de lună, an de an, e această discuție a magistrației. Eu am atras atenția ca jurnalist că e un pericol foarte mare. Vorbim totuși de statul de drept și vorbim totuși de apărarea pensia și siguranța românilor. Pensia este o componentă a statutului magistraților. Că ne place, că nu ne place, ăsta este adevărul. Nu l-am inventat noi, l-a inventat Comisia Europeană, Uniunea Europeană, la care noi ne ducem și luăm lumină. Puterea judecătorească este o putere în stat. Puterea judecătorească nu vine să se milogească de nicio altă putere. Puterea judecătorească își afirmă poziția, statutul și rolul. Repet, ne place sau nu ne place? Nu ne place? Foarte bine. Dați-ne pe toți afară, introduceți asesorii populari și să judece asesorii sau inteligența artificială, că am văzut că toată lumea e cu digitalizarea... Da? Pe limbă. Cum este la Tribunalul București cu digitalizarea? De când mai făceam și o teren și mergeam, s-a schimbat softul, sistemul, căutam și noi, știu, chiar se schimbase la dumneavoastră dosarele în alt mod, n-am mai fost de mult. Este dosarul electronic, dar dosarul electronic. Nu înlocuiește dosarul fizic și nici nu cred că voi apuca eu momentul în care dosarul fizic va fi înlocuit. Oh, și câte dosare sunt? Este greu să cred că la numărul de dosare foarte care mare. Peste... Și cine milioane. Să le pună? Exact. Din cine? Fizic în cine? Că spuneați de personalul auxiliar. Exact, pentru că și auxiliarii sunt în această situație ca și noi. Nu vă gândiți că în cazul grefierilor sau auxiliarilor, celorlalți auxiliari, situația este alta. Nu, este aceeași ca în cazul judecătorilor. Este singura chestie care s-a făcut pe digitalizare. În rest, ECRIS-ul este același vechi antic și de demult. Dacă vrei să imprimi ceva la imprimantă, chiar am stat și am cronometrat 5 dosare motivate într-un weekend. Am stat luni dimineața de la ora 8 până la ora 12 să le printez. O viață din o zi din viața dumneavoastră ca judecător. Dar nicio zi. Când începe, cum s-ar termina, nicio cât durează un proces? Bineînțeles că nu, dar aproximativ. Eu știu la ce oră mă duc la muncă, știu la ce oră regulă, plec. În jur de 8:30, 9 cel târziu. Și mi s-a întâmplat să plec și la 7, și la 8, și la 9. Am colegi care au plecat și la 12 noaptea. Depinde fiecare cum își organizează timpul. În afară de a te duce la muncă, de a începe... fie să motivezi, fie să studiezi ședința de judecată, fie să regularizezi în codul de procedură civilă schimbându-se, este o altă procedură, mă rog, până ajungi să pui dosarul în, să-i acordi termen. Cam asta este munca unui judecător, adică muncă de birou. Nu este ceva fantastic, ceva palpitant, dar o faci cu drag. Pentru încă o faceți cu drag, doamna judecător? Da, după 22 de ani încă o fac cu drag. Eu vă văd așa că încă aveți acea pasiune și sclipire în ochi și iubiți această meserie și îmi dau seama că ați mai ieșit public și ieșiți public rar, într-adevăr, tocmai pentru că iubiți această meserie. Da, pentru că nu este Se corect. Se vede că o faceți cu drag și din drag. Nu este corect, pentru că toate aceste lovituri care sunt îndreptate împotriva noastră n-au făcut decât să ducă la erodarea puterii judecătorești. Toată lumea spune, domne, că au greșit și că să plătiți. Legea? Există în lege situația în care eu pot să fiu obligată la plata de daune în cazul în care greșesc. Lege pe care, repet, nu am făcut-o eu, judecătorul, ci cei din Parlament. Revenind la faptul că mi-a zis că eu ies public. Dar nu este corect, pentru că la un asemenea număr volum de activitate, la o legislație incoerentă, care se modifică funcție de care vine la care cum este ales, la această bătaie de joc a celorlalte două puteri. Da, eu am o problemă cu celelalte două puteri ale statului, care întotdeauna a tratat puterea judecătorească ca fiind ceva de genul, nu știu, de mâna a treia sau ceva, haideți să ziceți mulțumesc că vă dăm noi bani de la bugetul de stat. Lucrurile astea mă deranjează pentru că eu știu ce înseamnă această profesie. Este foarte ușor să te duci să-ți dai cu părerea de X, Y, Z. Nu fac lucrul ăsta și mi se pare inclusiv ceea ce se întâmplă cu celelalte categorii socioprofesionale care vin și se iau de indemnizațiile noastre, de pensiile noastre. Domnilor, doamnelor, este o manipulare ca la carte. Bun, și presupunem că am venit noi cu bani de acasă, de exemplu, nu ne-ar mai plăti sau ne-ar plăti salariul minim pe economie. Credeți că ceilalți o vor duce mai bine? Credeți că vor lua de la noi și se vor împrăștia la ceilalți? Și cât să ia ca să... Pentru că asta spuneam și la începutul emisiunii.
sunteți puțini. Din ce activi, ce mai puțin? Sunteți puțini la pensie față de alte categorii sociale. Problema este următoarea, că asta am considerat și eu, sunt jurnalist, miroase de la o poștă a manipulare, da. Este, cum să zic eu așa, un cuvânt frumos, nu pot politicienii să le garanteze celor la alte categorii sociale cu decență, respectul, de a avea o pensie, de a trăi așa cum trebuie. Pentru că sunt oameni în România care nu au din ce să trăiască. Zilele trecute am văzut protestul profesorilor. I-am respectat pentru asta. Este prima oară când am văzut un protest foarte mare al profesorilor care cer în primul rând respect, să fie respectați ca în celelalte state și să aibă salarii decente pentru a putea trăi. Am văzut o profesoară care plângea și spunea că nu are bani să-și plătească o chirie la acel protest. Am văzut elevii, noua generație, care îi susțin și care spun că își doresc ca să fie plătiți și respectați profesorii lor. Vorbim de o altă generație, de respectul cerut. La fel și la magistrați. Lumea, nu știu cât lumea de acasă, dar ceea ce se întâmplă în spațiu public, cu special și așa mai departe, au adus acest discurs agresiv, jignitor, da. Asalt asupra magistraților, ca și cum magistrații s-au trezit și au dat singuri ce și-au dat și stau și degeaba. Sunt, mă rog, ni se spune că plimbăm hârtii. Nu plimbăm hârtii. Fiecare profesie în sine are importanța ei într-un stat. Nu pot să spun că eu sunt mai importantă decât un medic sau decât un profesor. Gândiți-vă că eu am ajuns aici datorită unor profesori care au crezut în mine, care m-au sprijinit și au spus nu, te duci pe drumul ăsta pentru că se pare că ăsta îți este ție dedicat. Pot să vorbesc la acest moment pentru că au fost niște medici care m-au salvat de la moarte. Nu pot să vin să spun, domne, eu sunt, nu știu, buricul universului, da. Și ca atare în jurul meu trebuie să gravitați. Nu, fiecare are locul său în societate și este loc pentru toți. Dar nu încăierând profesiile între ele, da. Nu aceasta este... Și nu ajuți celelalte categorii. Nu îi ajuți. Exact. Pentru că vedem oamenii sărăciți care nu sunt ajutați, care sunt manipulați, cum spuneți dumneavoastră, care nu au bani, pentru că și dacă ar lua, cât ar lua, că nu o să ia, că este o lege de respectat. Nu dau la celelalte categorii. Nu dau. Oamenii sunt în pragul sărăciei. Asta e durerea. Suntem împrumutați, societatea este cum este, iar ca pilonii societății. Educația, spuneți bine, și eu am primit o educație de la profesori, cu bune, cu rele, sănătatea, toți am trecut prin momente și medicii ne-au salvat viața și vorbim de, din punctul meu de vedere, polițiștii, judecătorii, procurorii, care ne apără și ne asigură acea, să spunem, siguranță de a trăi. Da, v-am zis, practic le mută atenția de la problemele reale cu care se confruntă. Repet, nu luni de la noi, ei o vor duce mai bine. Nu din cauza noastră, a judecătorilor sau procurorilor, lumea este săracă. Nu! Este săracă lumea pentru că cei care ar fi trebuit să se ocupe de soarta acestei nații fac orice altceva, mai puțin de ceea ce ar trebui să facă pentru, și pentru care sunt, ce să vezi, și plătiți și au și nu știu câți consilieri și secretari de stat și mai știu ce este pe acolo. Da. Repet, este frustrant. Și plătiți bine. Este frustrant și mi se pare corect și încurajez colegii care s-au hotărât să plece la pensie. Gândiți-vă că dintre cei 390 și nu știu cât au ieșit, 394 cred că au ieșit anul trecut la da, pensie. Da, am și eu cifrele. Erau foarte mulți care aveau deciziile de pensionare de foarte mult timp. Au fost profesori, după ale căror cărți eu am învățat și am ajuns să intru la INM și apoi să-mi dau examenele de promovare în funcții. Oamenii ăștia au ales să plece. La un moment dat vorbeam cu colega mea de complet care a ales să plece la pensie și mă întreba ce o să facă ea de acum, pentru că adrenalina asta care ți-o dă profesia inevitabil practic te pune în situația în care să vezi altfel lucrurile. Și am spus un singur lucru. În sfârșit ți-ai câștigat dreptul de a trăi. Pentru că până la acest moment, până la ieșirea ta la pensie, tu nu ai trăit.
Da, au plecat foarte mulți, uite, citesc din acea hotărâre de la CSM, e foarte important, spun că în 2023 nu au acea generație care să fie absolvit INM-ul, vin cu toate cifrele pe mai mulți ani, cum s-au pensionat, situația în instanțe și în parchet, iar situația este una foarte gravă. Se pare că nici ei nu pot opri ceea ce se întâmplă, pentru că efectiv cei care au dreptul să se pensioneze până mai decid, până nu știu ce, vor pleca din păcate. Pentru că există practica CEDO care vorbește despre acel drept de proprietate câștigat deja, respectiv dreptul la pensie pe articolul 1 din protocolul 1 din CEDO și merg pe ideea, domne, măcar știu că am ceva pe care mă pot baza. Ori în momentul în care tu vii și faci această trecere etapizată la vârsta de 65 de ani, practic discriminezi negativ chiar în interiorul profesiei, ceea ce nu este ok. Repet, noi am intrat în profesie după anumite legi, legi care au tot fost schimbate din prost în și mai prost. Nu poți, acea previzibilitate, predictibilitate, în care ce să vezi ține de profesia noastră, de ceea ce facem noi ca, și, ca judecători, nu mai există. Ori în momentul în care tu vii și îmi spui, păi cine se pensionează în 2026, de exemplu, ar trebui să mă pensionez în 2026. Ar trebui să aibă atâta vârstă, atâția ani vechime în profesia de judecător. Ori în momentul în care tu faci asta pentru 2026, iar în 2027 vii și mai adaugi, începi să adaugi ani, nu îl mai încurajezi deloc pe cel care ar putea să stea în continuare în profesie să și rămână. Pentru că o să zică, domne, n-am de unde să știu când mă apropii de pensie că nu modifică iarăși legea. Da, dar răul a fost făcut. Că... deja au plecat și pleacă. Răul a fost făcut și nimeni nu a oprit. Probabil că asta se și dorește. Eu am mai spus, m-am gândit la acest lucru, dar nu înțeleg de ce. O putere judecătorească puternică reprezintă o vulnerabilitate pentru celelalte două puteri ale statului. Eu altă explicație nu am. Da, pentru că este slăbită, să nu ai cu cine să faci dosare și să judeci la instanță. Din 2022 s-a asis la o depopulare a unei profesii, în timp ce lumea aplaudă, pentru mine este de noaptea minții. Deci nu găsesc o explicație logică. Decât că asta se dorește, asta s-a urmărit. Da, și eu m-am gândit. Oamenii cu coloană vertebrală, oamenii care au prins, repet, eu am prins protestul din 2009 și știu cum s-a discutat la acel moment. Probabil că nu au nevoie de așa ceva. Probabil că le convine și să arunce termenele. V-am zis, singura modalitate să poți să supraviețuiești până la 65 de ani, nu e cu 180, 200, 300 de dosare pe ședință. Încerc să-ți normezi tu munca. Păi cum normezi munca? Cât pot eu să duc ca judecător? Mai mult de 10 dosare pe ședință nu pot. Păi ce să vezi? 10 dosare pe ședință îmi dau. Restul, asta este. Ne vedem peste un an, peste 2, peste 3. Ca în Italia. Că în Italia termenele sunt pe undeva prin 2026-2027. Și atunci când va fi condamnată România la CEDO, bineînțeles că iarăși se vor muta tunurile pe judecători. Dar ce să vezi? Nu judecătorii se devin în cazul ăsta. Legiuitorul care n-a făcut decât să încurajeze plecările masive din profesie, să gândească măsuri, nu știu, ca să mai bifeze acolo o pătrățică, de parcă nu mai putem să trăim decât cu PNRR sau credeți, fără PNRR viața nu există. Credeți mai mult că a fost această, și eu m-am gândit la motivele care stau la baza a ceea ce s-a întâmplat, credeți că mai mult a fost intenția lor de a depopula, de a slăbi justiția, vorbim de judecători, de procurori și așa mai departe? A fost o intenție pe de-o parte? Sau credeți că poate a fost o manevră politică pentru a ține românii sărăciți, toți săraci, dar să arunce practic pe această categorie ceea ce am discutat, faptul că ei și-au dat singuri, ei au bani și de asta sunteți voi săraci. Ceea ce nu este adevărat. Credeți că apropo și de legi, de sistem, că spuneați dumneavoastră că legile sunt făcute așa cum sunt, că eu mai stau și mai mă la cei care vorbesc, că nu prea știu nici politicieni ce se întâmplă în magistratură. Habar nu au și sunt oameni care legiferează. Vă dau un exemplu facil. Achizițiile publice, legea 101 pe 2016, au jonglat cu competența între noi și contenciosul administrativ. A venit în alta curte, a dat un bil, dacă nu mă înșel, în care a stabilit ce judecăm noi și ce judecă contenciosul. Au mai durat după RIL, cred că un an, sau poate chiar mai puțin, și au remutat competența înapoi la contenciosul administrativ. Nu mă plâng că au luat de la noi și au dat înapoi la contenciosul administrativ. Dar apropo de inconsecvența asta legislativă,
ca apoi să vină legiuitorul cu lămic, pentru că ăsta nu este legiuitor cu lămare, este un legiuitor cu lămic, să introduc acolo un aliniat. Profesioniștii întreb, știu la ce mă refer, 53 indice 1, dacă nu mă înșel, aliniatul 1 indice 1, în care îmi spune că totuși e de competența instanțelor civile. Noi, după nou cod civil, suntem secție civilă, judecă cauzele în cazul în care rezultă culpa autorității contractante. Domnilor, doamnelor, păi când rezultă culpa autorității contractante? În urma administrării probatoriului. Mai pot eu să declin atunci? Adică vă dați seama, da, de legiuitorul cu mic ce au făcut? Ce este de făcut? Poate pentru care acum jonglăm din nou cu competențele, când la noi, când la contenciosul administrativ. Este un RIL, cred că urmează să se pronunțe în alta. Recurs în interesul legii. Recurs în interesul e legii. E important, cei care se uită la noi, sunt și specialiști care le plac să se uite la această emisiune specifică, dar sunt și oameni care nu o să se lămurească astfel încât să nu mai joncăm cu competența, da, pentru că e rău și pentru noi, e rău și pentru cei care se adresează nouă, pentru că în momentul de față nu mai știu unde să se ducă. Ori la noi, ori la contenciosul administrativ. Apropo de legiuitorul cu lămic, de ce au făcut lucrul ăsta? Cred că este și foarte multă rea credință, pentru că, repede, în momentul în care vezi un asalt și tu îl susții, îl întreții, e clar că este rea voință, un asalt împotriva puterii judecătorești, dar cred că e și foarte multă prostie. Aici vreau să ajung. Pentru că... cum ar putea să se schimbe dacă cei care fac legi nu înțeleg ce face un judecător? Da, ei emit o lege care va fi folosită de un judecător. Nu înțeleg ce se va întâmpla. Nu înțelege nimeni cu legea aia. Nu explică. Nu mai spunem că te ajung și pe la Curtea Constituțională și se blochează. Asta vă spun. Poate ar trebui, nu știu, Consiliul Superior al Magistraturii cumva să aibă un dialog mult mai deschis când se fac anumite legi care vizează toată activitatea judecătorească, da, în magistratură. Nu știți acele avize, știu, negative date de Consiliul Superior al Magistraturii și dacă a dat avizul negativ? Știu, dar mă gândesc, poate ar trebui ceva mai mult, doamna judecător. Pentru că sistemul acesta este clar, nu funcționează. Nu vor. Pentru că nu funcționează. Deci nu vor. Omul suferă, cel care își vrea dreptate, oricum așteaptă nu știu cât să îi se facă dreptate. Și lucrul acesta, așa, fără să înțeleagă. Și apoi gândiți-vă, inclusiv sistemul așa este. Profesorii care acum sunt în grevă și pe bună dreptate. Eu, ca părinte, îi susțin din toate punctele de vedere, deși nu-mi convine și aș avea atât de multe de reproșat sistemul, da, de învățământ. Da. Și, repet, vorbesc ca mamă. La fel gândesc și eu. Foarte mult. Și, și eu susțin și sunt multe hibe și dar acolo. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm un cap tuturor. Da, da, se poate curăța sistemul, se poate îmbunătăți, dar ca să poți să faci lucrurile astea, trebuie ca oamenii să fie liniștiți. Da, ce să vezi, componenta financiară este o parte a liniștii și profesorilor, da, pentru că nu se, da, duc să zâmbească la bancă atunci când iau un credit, le trebuie un anume venit. Nu se duc să zâmbească când se duc să cumpere ceva și nu au cu ce. Și nu au cu ce. Da, de acord, și susțin în continuare să meargă până în pânzele albe, chiar dacă asta înseamnă sacrificarea. Da, au dat o lecție. Profesorii au dat o lecție. Unei părți din anul școlar, pentru că e clar că în cazul acesta nu poți altfel. Militarii. Păcat că nu pot să facă grevă și militarii. Pentru că și în cazul lor, nu vă imaginați că ce se întâmplă în justiție nu se întâmplă, da, și în celelalte profesii. Toată lumea este într-o continuă depopulare și... din păcate, da. De asta zic, în clință cred că este așa o chestie concertată. Dom'le, facem chestia așa asta, pare. Mutăm atenția de la problemele reale ale societății și încăierăm profesiile între ele. Metodă, dacă vă aduceți bine aminte, consacrată de tovarășul Băsescu, că dânsul a pornit primul cu acea între privați și acel, mă rog. Da, era o nebunie. Clinci între privați și public. Scindarea societății în două, așa a fost, totul era în două, război pe față. Este cel mai simplu. Cel mai simplu de făcut și este trist că sunt atâția care se uită după deget și nu mai reușesc să vadă direcția spre care a manipula o populație este simplu. Nu îi ofer dreptul la educație, pentru că, da, și în școli trebuie o investiție, da, extrem de mare pentru ca toți copiii să beneficieze de ceea ce trebuie și de o educație așa cum trebuie. Cei care predau în acest sistem al educației, bineînțeles că trebuie să fie plătiți măcar decent, să trăiască de pe zi pe alta, pentru că unii așa sunt, da, nu au să-și ducă toate cheltuielile.
La fel, poți manipula pentru sistem de sănătate la pământ. Am văzut ce s-a întâmplat în pandemie. Au fost spitalele închise, nu intrau pacienți, au murit bolnavi. Am văzut ca jurnalist, aveam toate datele, cu boli cronice, n-au avut dreptul la acces la sănătate. Să fie apărat, să ai o judecată dreaptă, să ai un judecător care să fie bine plătit, să nu ca așa se spune, nu? Trebuie să aibă o indemnizație destul de mare pentru că are tot felul de procese pentru și să nu... trebuie să-l ții la distanță de orice fel de... Da. Nu știu. Da, nici eu nu știu cum să zic exact. Este o contraprestație... Mai exact să nu ia mită. E o contraprestație. Pentru că dacă ar avea un judecător salariu unui, unui profesor, să zicem, da? Și are, iată, sute de dosare. Și el nu are cu ce să își plătească chiria și așa mai departe. Este o categorie în care sunt doar câteva de persoane cu foarte multe dosare. Trebuie să împartă de dreptatea echidistant, obiectiv. Așa se spune în legea europeană, nu? Statutul sunt recomandările comisiei, recomandările comisiei europene. Dar eu sunt ferm convinsă că pe cei care se uită la noi nu interesează aceste, practic nici nu mai interesează legea. Pe ei interesează ca lor să le fie bine. Și repet, nici nu mă pot supăra pentru că își doresc lucrul ăsta. Dar nu vă va fi bine fiind asmuțiți împotriva noastră, pentru că să știți că țara asta mai rezistă și datorită nouă. Oamenii care acum protestează au obținut acele hotărâri judecătorești pe drepturi salariale. Ce a făcut puterea executivă? A dat ordonanțe peste ordonanțe și a reeșalonat a la lung plata acestor titluri executorii. Nu știu, probabil că mulți dintre noi ne vom lăsa testament pentru aceste drepturi salariale. Urmașilor noștri, că nu cred că mai apuc în viața asta să încasez ce am câștigat. Ca și mine, sunt și profesorii, sunt și funcționarii publici, dacă nu mă înșel, și toți cei care s-au adresat instanței și instanțele v-au dat dreptate. Repet, și datorită nouă, țara asta încă mai rezistă. În momentul în care noi vom pica, de fapt, nu noi picăm ca judecători, ci pică actul de justiție, pică justițiabilul. Amintiți-vă de epoca plicurilor galbene, amintiți-vă de faptul că după noile modificări ale codului de procedură penală, Serviciul de Informații redevine organ de cercetare penală și văd că toată lumea tace. Și probabil că merge pe ideea că... Poate lumea a obosit, pentru că a crezut în schimbarea de atunci, am aflat de acele protocoale și tot ce s-a întâmplat. A fost o voce și atunci. Deci noi am mai unii dintre așa... puținii care ați avut o voce și atunci, adică și hibele din sistemul de justiție că au fost. Da, așa este. Vă dați seama că nu s-au putut face lucrurile astea decât cu complicitatea noastră. Protocoalele acelea au fost asumate de oameni din rândul nostru, că se numesc procurori, nu știu, judecători, că știu că ce s-a întâmplat mai departe în inspecția judiciară cu acea hotărâre în care are anexe clasificate, nu s-a mai mers mai departe. Nu avem o hotărâre să vedem dacă și instanțele judecătorești au încheiat astfel de protocoale. Repet, noi am mai trecut prin așa ceva și n-am învățat nimic, dar chiar nu învățăm nimic din toate aceste greșeli. Revenim în același punct. Poate asta se dorește să se revină înapoi. Că nouă nu ni se întâmplă. Păi nu mi se întâmplă mie, nu vi se întâmplă dumneavoastră, nu îi se întâmplă domnului care e la cameră. Dar s-ar putea să se întâmple unul care ne este nouă prieten sau părintelui sau fratelui sau nu știu, cuiva drag. Ce o să faci atunci? Un gând de final, doamna judecător. Va fi din rău în mai rău. Dar dumneavoastră sunteți optimistă. Nu, aceasta este concluzia dumneavoastră publică în acest moment? Sunt pesimistă și știți care e definiția pesimistului? Un optimist cu foarte multă experiență. Nu, cu oamenii aceștia nu ai nicio șansă, iar ceea ce se întrevede a veni după cei care ar trebui să se preocupe de, nu știu, de destinul acestei țări, pentru mine nu este încurajator. Nu, se va continua asaltul împotriva puterii judecătorești și vom fi dați ca exemplu că nu răspundem, că avem salarii nu știu de care, că avem pensii nu știu de care, în timp ce ei își vor vedea bine mersi de
Da, cred că ați obosit și dumneavoastră ca mulți judecători și procurori cu care am stat de vorbă de umilința din ultimii ani. Doamna judecător, vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp să veniți la această emisiune și mult succes în sutele de dosare pe care le aveți de soluționat. Mulțumesc doamna judecător. Vă mulțumesc mult și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune. La revedere!